Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi vreau să vă arăt o mâncare delicioasă de vară, o musaca cu vinete. Am găsit vinete la piață, sunt atât de frumoase, sunt în sezon, așa că am cumpărat 5 vinete lunguiețe pe care le-am spălat. Mai am nevoie de puțină sare și ulei de măsline. Le voi tăia feliuțe. Mâncarea aceasta o puteți pregăti fie prăjind feliile de vinete într-o tigaie cu puțin ulei, însă eu voi evita acest lucru. Așadar, le feliez mai întâi. Le așez într-o tavă pe hârtie de copt, presar sare peste ele și puțin ulei de măsline. Și le voi pune în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, 200 de grade și le voi coace până când se vor înmuia. Durează cam 15-20 de minute acest proces. Procedez la fel cu toate, pentru că pentru musaca avem nevoie de vinete. Cât timp vinetele se coc, pregătesc beșamel din 900 de ml de lapte, 120 de grame de făină, 120 de grame de unt, 2 gălbenușuri de ou, parmezan, puțină nucșoară și sare după gust. Într-o cratiță voi pune untul să se topească. Peste el adaug făină, amestec foarte bine untul cu făină, după care voi turna laptele rece, amestec în continuare cu cutelul și la foc mic adaug puțină sare. Voi găti acest sos la foc mic, puțină nucșoară, va da foarte mult gust. Amestec continuu până când se va îngroșa. Iau cratița de pe foc, adaug cele două gălbenușuri și le încorporez foarte bine în sosul fierbinte. Și voi pune și parmezan și gustați sare dacă este nevoie. Mai adaug puțină nușoară pentru că îmi place foarte tare aroma acesteia. Acopăr vasul cu o folie de plastic, astfel încât folia să atingă sosul de dedesubt, astfel încât prevenim formarea crustei atunci când sosul se răcește. Pregătesc acum umplutura și am nevoie de 800 de grame de carne amestecată sau doarte vită, o ceapă mare, câțiva căței de usturoi, puțină scorțișoară, cam 50-100 de ml de vin, 250 de grame de sos de tomate, ulei de măsline, 2 linguri, sare și piper după gust. Într-o tigaie pun puțin ulei de măsline, aproximativ 2 linguri, și pun carnea să se gătească foarte bine. Adaug și ceapa și o voi lăsa pe foc împreună cu carnea până când ceapa se va înmuia. Usturoiul mărunțit ajunge și el în tigaie.
După ce ceapa și usturul s-au înmuiat, adaug și vinul și continui să mai țin carnea pe foc pentru că vreau să fie bine gătită. Torn sosul de tomate. Îmi place acest sos atât pentru culoare cât și pentru gust. Va da un gust dulceag umpluturii noastre. Pun și cele două foi de dafin și condimentez acest amestec. Și îl mai țin pe foc, la foc mic, pentru aproximativ 10 minute. Într-o tavă de aproximativ 30 pe 40 cm, pun puțin ulei de măsline, așez la baza tăvii feliuțe de vinete, felii coapte de vinete. S-au muiat foarte frumos și sunt dulci și miros grozav. Le așez ca și cum aș pune o foaie de lasagne de aluat. Pun acum umplutură cu carne peste vinete. Câteva linguri de sos cu lapte și parmezan deasupra, un sos bechamel. Puteți pune chiar și puțină brânză mozzarella rasă deasupra sosului bechamel și alternați feliile de vinete, o umplutură cu carne, sos bechamel. Eu voi pune și puțină mozzarella rasă și tot așa până când termin toate ingredientele pregătite. Termin această asamblare cu sosul bechamel deasupra tuturor ingredientelor. Sos pe care îl nivelez foarte bine cu lingura și bineînțeles că voi presăra și brânză deasupra. Și tocmai am realizat că nu am brânză mozzarella, am o brânză Emmentaler care se va topi, bineînțeles, la fel ca și o mozzarella în cuptor. Voi coace musacaua în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Mai rad și puțin parmezan și tava va merge la cuptor. Se lasă să se răcorească puțin înainte de a fi servită, pentru că nu o veți putea scoate din tavă într-o felie frumoasă, perfectă, dacă nu o lăsați puțin să se răcorească. Poate fi servită imediat sau reîncălzită a doua zi și este delicioasă. Este de fapt o lasagna cu vinete gustoasă. Cu gust de vară, spune eu. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă aștept și data viitoare la o altă rețetă. Mă despar de voi dorindu-vă din toată inima să fiți veseli, nu uitați să vă și abonați, ajută foarte mult acest canal, abonarea voastră nu implică mare lucru decât să fiți alături de mine, să vizionați clipurile pe care le postez, să faceți sugestii dacă aveți pentru alte rețete ce încă nu le am pe canal. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă spuneam, vă aștept data viitoare la o altă rețetă, mă despart de voi dorindu-vă din toată inima să fiți veseli și ne auzim, sper eu, cu mare drag și data viitoare. Pa, pa!